Un accident teribil a avut loc în această dimineață pe drumul național 17 Bistrița-Cluj. Două persoane au murit, iar o a treia se află în stare gravă și a fost preluată de un elicopter smurt după ce camioneta în care se aflau a lovit un podeț. Pompierii s-au chinuit mai bine de o oră ca să-i elibereze pe cei trei pasageri din mormanul de fiare. Drumul Național 17 a fost scena unui accident teribil joi dimineața. 10 de pompieri și cadre medicale s-au luptat minute în șir să îi țină în viață pe trei tineri care se aflau într-o camionetă. Mașina care aparținea unei firme de construcții la care cei trei erau angajați s-a făcut praf în urma unui accident teribil. Din cauza oboselii, dar și a ploii de afară, șoferul a pierdut controlul volanului după ce a intrat într-o depășire și nu a mai putut redresa camioneta, care a derapat și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului, lovind violent un podeț. Mai era o mașină oprită mai în față. I-am întrebat dacă au văzut ceva, mi-au spus că ne-au depășit pe noi, după care au intrat șanți. Conducătorul al unui autoturism Volkswagen, în urma unei depășiri potrivit primelor declarații al unor martori, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului extrem de violent, toți cei trei ocupanți ai autoutilitarei au rămas încarcerați. Intervenția a avut un grad mare de dificultate, ținând cont de faptul că autoturismul a fost distrus în proporție de peste 90%. În urma impactului extrem de violent, pasagerul din spate a fost proiectat între conducătorul auto și pasagerul de pe locul din față dreapta. Toate cele trei victime erau încarcerate. Timp de mai bine de o oră s-au chinuit pompierii să scoată cele trei victime dintre fiarele contorsionate ale mașinii, fiind nevoite să îndepărteze mai multe elemente de caroserie pentru a ajunge la victime. Prima victimă a fost extrasă după aproximativ 15 minute, cea de-a doua victimă după aproximativ 40 de minute, iar cea de-a treia victimă, conducătorul auto, a fost extras după circa o oră. Echipajele de intervenție au fost nevoite să îndepărteze mai multe elemente de caroserie. Din păcate, impactul a fost fatal pentru doi dintre pasageri, ambii în vârstă de 30 de ani. Aceștia au fost scoși din mașină fără suflare. Echipajele medicale au făcut eforturi disperate să îi readucă la viață, dar din păcate au fost nevoiți să declare decesul. Două victime au intrat în stop cardiorespirator. După ce au fost extrase, au fost începute imediat manevrele de resuscitare. La sosire, o persoană era în stop cardiorespirator, a doua persoană era inconștientă și a treia era conștientă. De durată descarcerări a intrat și a doua pacientă în stop cardiorespirator. În urmă, manevrele de resuscitare nu s-au putut obține în rețeare stări, a fost declarat decedat. Șoferul mașinii a fost găsit conștient, dar a suferit multiple leziuni și traumatisme. La locul accidentului a fost solicitat un elicopter smurt care l-a preluat pe tânăr și l-a transportat la un centru de traumă din municipiul Târgu Mureș. Acesta a fost stabilizat la locul accidentului și pregătit de echipajul de terapie intensivă mobilă smurt pentru a fi preluat de elicopterul smurt și transportat la o clinică de specialitate din municipiul Târgu Mureș. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragicului accident.